scopul acestui proiect a fost de a crea o paletă mai largă de servicii sociomedicale, de recuperare pentru copiii cu dizabilitate în spectru neuropsihomotric, crescând cumva gradul de acces al unui număr cât mai mare de copii către această gamă de servicii sociomedicale. Capacitatea pentru care a fost gândit acest centru este de minim 30 de locuri. Noi, la acest moment al interviului, deservim un număr de 36 de beneficiari. Serviciile sunt alocate unor copii care au fost certificați sau nu cu dizabilitate din sfera aceasta neuropsihomotrică, cu vârsta între o lună și 18 ani, care provin din cadrul unor familii cu un statut socio-financiar sub media salariului minim net plătit în vigoare acum, la acest moment, la nivel național. Paleta de servicii pe care o oferim cuprind servicii de recuperare medicală, care sunt acordate prin contract de colaborare cu Spitalul de Pediatrie Galați, adică gimnastică de recuperare, masaj de recuperare și hidrokinetoterapie, și paleta de servicii sociale pe care noi le oferim, servicii de asistență și consiliere socială, servicii de consiliere psihologică individuale și de grup alocate atât copiilor cât și beneficiarilor care însoțesc acești copii, ergoterapie, servicii de ergoterapie, servicii de instruire în educație și servicii logopedice. Se lucrează în terapie 1-1 cu beneficiarul, deci sunt alocate cam 45 de minute de terapie pentru fiecare beneficiar în funcție de nevoile identificate în urma evaluării inițiale pe care o facem la preluarea cazului în centru. Scopul este de a îmbunătăți cumva și de a facilita într-o măsură pe cât de mult posibil recuperarea acestor copii. Avem întâlnirile de grup, o întâlnire de grup cu părinții pe săptămână. Ce credeți că înseamnă pentru dumneavoastră calitatea vieții de familie? Mă raportez ca să ofer tot ce e mai bun în alimentație, în programul zilnic, programul terapiilor, ca să fie un copil normal. Ca să-l trimită la alimentare, ca să poată ca să ducă singur cu bănuții care îi dau. Chit că nu știe ce asta, îi dau bilețel, dar să vină să mi le aducă acasă ceea ce am trimis, că fie o pâine sau ce asta, ca să-mi vină. Indiferent ce ne-ar face, ei sunt viața noastră. Pentru ei luptăm, pentru ei muncim, pentru ei ne dăm și ne slăbim, indiferent de situație. Mai avem și noi momente când câteodată răbufnim, noi putem plângem cu estivați, mai ales cum suntem noi de la țară, majoritatea, deci, nu știu, cum vede cu peștea cu autism, parcă ar fi ceva, nu știu, parcă ai zice că, nu știu cum să vă explic. Deci, pur și simplu îi mărginești, așa, dați la o parte. Foarte nasol. Și ca părinte să vezi că îți mărginești copilul, e cel mai dureros. Prietenii, familiile pe care le ai, social, da, în momentul în care devine obositor, ei se retrag. În schimb, găsești aici o familie care știe deja despre ce e vorba, reușește să înțeleagă despre ce vorbești tu, pentru că nu, degeaba te duci să-i zici un om absolut normal, dumneavoastră, sunt obosită seara. Așa, pentru că dumneavoastră raportați acea oboseală la ceea ce cunoașteți, strict dumneavoastră. Noi raportăm, eu și doamnă așa, raportăm la ceea ce trăim în fiecare zi. Noi când ajungem să spunem suntem oboseni, înseamnă că chiar a fost peste măsură în ziua respectivă. Copiii au nevoie și nu întotdeauna putem băga mâna în buzunar să acoperim în privat costurile pe care sunt uneori... Deci nu există limite, peste limită. Și nu numai. Întâlnim ce am spus, foarte mulți terapeuți care, într-adevăr, se dau terapeuți, dar nu întotdeauna e așa. Așa, și te duci un an de zile, pe lângă faptul că oricum te spetești muncind ca să plătești terapia. Da, și descoperi că într-o lună de zile vii la chiți și copilul începe să vorbească și acolo un an de zile abia aleagă două vorbe mormăite. Dar și alea, dacă stai să te gândești un pic mai mult de la tine sau de la cei din jur, care nu au niciun caz de pe la terapie. Noi, ca echipă, și când zic noi, mă refer strict la toată echipa chiți, am vrut chiți să însemne calitate. Dacă dumneavoastră îmi confirmați că vedeți lucrul ăsta, mă bucur de două ori. Pentru că înseamnă că suntem pe cărare și lăsăm loc de mai bine. Acum, pe perioada vacanței, avem clubul de vacanță, unde suntem
ajutați și le mulțumim de grupul de voluntari prezent. Numele meu este Denisa, am 15 ani și sunt aici pentru că vreau să învăț să ajut copiii care sunt puțin diferiți. Am venit să activez aici ca voluntar pentru că îmi doresc foarte mult să intru la Facultatea de Psihologie. Eu vreau mai departe să merg pe medicină, dar mă gândesc că e posibil să mă duc pe medicină, mă duc pe pediatrie și să înțeleg anumite copii chiar mă ajută. Acești copii vin în primul rând pentru programele noastre educative, recreative, de socializare, pentru dezvoltarea lor psihomotrică, pentru dezvoltarea autonomiei personale, să se poată descurca în viață. Avem activități diverse. Lucrăm atât individual cu copiii, cât și în activități de grup. Personal mă ocup de progresul lor școlar. Lucrez și cu copii cu autism. Unii dintre ei sunt admiși în învățământul de masă. Cu aceștia încerc să fac exerciții simple, rezolvare de probleme, lectură, pentru că ei au un ritm un pic mai lent față de copiii tipici. Ceea ce învață copiii tipici în mod natural sau cu un ajutor minim, un copil cu dizabilități poate face doar cu sprijinul specialiștilor. Cea mai bună metodă, ceea ce putem face noi pentru ei este terapia de grup. În cadrul ședințelor de grup, ei interacționează cu grupul de covârstnici. Încercăm să le propunem activități prin care ei să socializeze, să se joace, să interacționeze, să se cunoască pe sine, să-i cunoască și pe ceilalți, să comunice. Îi ajut să-și îmbunătățească deprinderile de autonomie personală. Ce înseamnă asta? Îmbrăcare, dezbrăcare, încălțare, descălțare, să țină o lingură în mână, să poată lua din recipientul respectiv mâncarea, să o ducă la guriță, să-și folosească mânuțele. Unii dintre ei au probleme de manualitate, fac anumite exerciții pentru dexteritatea degetelor, îmbunătățirea motricității fine și grosiere. Cu copiii non-verbali comunicăm prin imagini, tot prin învățare, iar cu copiii verbali le dezvoltăm vocabularul. A fost o diferență foarte mare între lucrurile pe care noi le învățam în teorie cu ceea ce se întâmpla în practică, plus că nu am învățat psihopedagogie specială și atunci am învățat în centru, colegii de aici chiar m-au învățat foarte multe lucruri din experiența lor. Din punctul nostru de vedere al celor care lucrăm cu acești copii, clar e de dorit o continuare a paletei de servicii pe care noi o alocăm. Din două motive. Pentru că dizabilitatea sau tulburarea de care copiii suferă sau sunt diagnosticați nu se vindecă într-un an sau doi. Este o terapie de durată, îmbracă costuri foarte mari, costuri financiare foarte mari. S-a creat o relație terapeutică între terapeutul care lucrează cu copilul individual și din moment ce am înregistrat progres, ar fi de dorit să menținem și să dezvoltăm paleta de servicii astfel încât recuperarea să fie pe plus. Nici o zi nu mi se pare foarte grea. Toate zilele sunt la fel de plăcute. Mă implic, îmi place această meserie și o fac cu toată inima.